Domnul să binecuvinteze. Niciodată nu renunța la principiile corecte ale lui Dumnezeu pentru a fi plăcut sau pentru a cuceri pe cineva. Povestea o fată zice, am făcut asta ca să-l câștig pe el, ci am cedat la principii și l-am pierdut. Niciodată să nu te temi că pierzi pe cineva pentru că tu ai principiile corecte ale lui Dumnezeu. Dacă acea persoană te va lăsa pentru asta, înseamnă că nu e o persoană care îi place lui Dumnezeu. Dar atunci când ai principii solemne și corecte, acea persoană, chiar dacă nu vei ceda plăcerilor care ți le cere, te va aprecia enorm și va spune da, într-adevăr, o persoană ca aceasta îmi trebuie. Dumnezeu să te întărească, să te ajute la aceasta. Amin.